Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Îmi place mie pasajul ăsta. Cine a fost la Venus anul ăsta, la Venus Jupiter, și poate să ne spună dacă mai există plaja Europa FM, unde se făceau concertele live pe plajă. Stai mă, că am călcat pe sârma asta de la... Plaja există în continuare, dar e administrată de altcineva. Și nu se mai fac concerte acolo? Nu se mai fac concerte. Dar studioul ăla Europa FM, unde făceam noi... E dezafectat, dar înțeleg, din câte știu, există acolo. Dar poate fi afectat la loc. Mai știți epava de la Costinești? Aia, o să fie epava de la Costinești și studioul nostru. V-am promis ieri, și noi ne ținem întotdeauna de cuvânt, că astăzi o să vorbim cu voi despre... Deci vorbim pe pozitiv despre vacanțele noastre. Ieri, practic, am început discuția despre vacanțe, dar a fost deturnată într-o demantelare a litoralului bulgăresc. Spontan așa s-a întâmplat. Zobătătă i-am făcut, tătă. Oamenii au sunat, au dat mesaje în care au confirmat că e din ce în ce mai rău la bulgari. Practic, e momentul să ne ridicăm noi. Practic, oamenii care ne ascultă. Care au fost acolo și ne ascultă. O să încercăm să traversăm spre Grecia și nu o să ne mai dea voie la ce am făcut ieri, dar mă rog. Deci unde ați fost în concediu, prieteni? Și v-a plăcut? Anul ăsta, dacă se ce poate. Ce recomandări aveți? 0372069599. Și ce v-a plăcut? Serviciu, mâncarea, apa, gustul mâncării, plaja, prețul mâncării, varietatea meniului, locurile de oamenii, mâncat, vederea de la masă, lucruri de genul ăsta. Și printre răutățile la adresa vecinilor bulgari erau venit și astfel de mesaje, că de asta am promis să revenim. De exemplu, Calimera. Am revenit din Nea Mudania. Frumos. De 2 săptămâni, după 13 nopți de vis petrecute acolo. Apa mării în iunie, 26 de grade Celsius. N-aș fi crezut să am așa noroc. 99% în septembrie mai facem o Grecie, pentru că este un miraj. Asta e în Sitonia, pe partea cealaltă de Vurvuru. Adică da. Nu. Iar o altă recomandare este Spania. Am vizitat cu mașina la finele lunii iunie Valencia și Barcelona, între ele cu un scurt stop de 2 nopți la PortAventura, parcul de distracție. Mașina a plecat din România? Da. A fost excelent, mâncare delicioasă, orașe curate, turiști puțini și vreme perfectă între 24 și 28 de grade. Mm-hmm. Vezi că ai șansa să pleci, nu știu, de la București, să faci o zi până la Nădlac. Și da, după aia să mai faci o zi până oriunde vrei tu în Spania. În Europa, da. În Europa, da. Adică băi, am fost un weekend în urmă cu, cred că o lună, ceva de genul ăsta, în Bergamo. Se zboară, sunt prețuri foarte ieftine, pentru foarte mici, pentru cursele low cost. Și am zburat, am stat în Bergamo, în cetate sus, în cetatea veche, și am luat un autobuz și ne-am dus să vedem un sătuc pe malul unuia dintre lacurile de acolo. Este atât de mișto, oamenii sunt atât de drăguți, mâncarea de bună, atmosfera este atât de relaxată, totul este foarte curat, mâncarea e bună, mâncarea e bună, dacă, nu știu dacă v-am zis, încât aș vrea, la un moment dat, să mă duc să închiriez o mașinuță și să o săptămână, două, să mă învârt prin zona respectivă, de la lacuri și prin satele de acolo. Ia-ți și să niște zile de concediu. Spania este o destinație excepțională de vacanță. Am fost și eu în Bilbao acum 2 ani, vara, la sfârșit de iulie, și confirm că e foarte bine, nu sunt foarte mulți turiști, vremea e bună, mâncare, prețuri foarte bune în raport cu România. Aha. Acolo e un mic neajuns cu zborul, știi? Că, adică să mergi cu mașina e totuși cam lung drumul. Te duci la Madrid și după aia... sunt scumpicele, mai ales după ce a răposat Blue-ul din nefericire. Eu am fost cu Blue-ul atunci foarte ieftin, acum au rămas doar Wizz și... Găsești o cursă ieftină pe Madrid, după aia mergi cu trenul dacă vrei, că sunt trenuri super rapide, sau iei o mașină. Dar scumpicele și trenurile în Spania, asta e o mică... Da, dar de viteză măcar, adică chiar dar în rest, foarte bine. Mâncare, băutură... O călătorie și Bilbao este și un oraș foarte frumos, este un muzeu Guggenheim acolo, excepțional. Dar o călătorie grozavă pe care puteți să încercați să o faceți, este să ajungeți cumva în partea de nord a Spaniei și după care să luați o mașină, o să închiriați o mașină și să faceți toată Galicia, de fapt, că Galicia e în altă... Galicia și după aia Asturia și după aceea să intrați în nordul Portugaliei și să coborâți până la Lisabona. Să treceți prin port. Și 3 săptămâni faci un road trip de genul ăsta. Superb. Mă rog, astea sunt exotice. Altfel, există locuri foarte frumoase și în România. Am fost în urmă cu... Cred că în toamna trecută. Am fost la lacul Sărat. Mi-am adus aminte zilele trecute. Era un incendiu de pădure acolo. A fost o știre de acolo, da. Dar era pe partea cealaltă a lacului. Și am stat într-un complex hotelier super modern.
Am făcut masaje cu nămol și a fost extraordinar de civilizat, parcă eram în vest, pe cuvântul meu, însă la prețuri de România. Dacă deci era mai sărat. Un pic. Da, poți să, deci plutești pe apa. Știu că am fost acolo când eram mic, eu Gălățean fiind, era destul de aproape. 0372069599, așadar numărul nostru de telefon, și mesaje audio sau scrise 0728312 pe WhatsApp. Unde ai fost prieten în concediu și ți-a plăcut? Și cum crezi că e cel mai bine să pleci? Cu avionul, cu mașina, cu rulota? Salut, băieți! Luna trecută am fost în Creta, zona Heraklion. Prețurile pot să spun că sunt decente, cel puțin supermarketuri, hotel sau cel puțin am găsit eu o ofertă destul de bună. Pe mâncare, restaurante relativ scumpe, un mic dejun undeva pe o faleză, nu știu, undeva la 20 de euro, dar în schimb foarte sărăcăcioasă toată Creta, chiar dacă au anumite plaje foarte frumoase, mai sălbatice, drumurile sunt incredibil de proaste, la fel și oamenii sunt foarte agresivi în trafic, se bagă fără nicio problemă. Credeam că în România, în Cluj, unde stau eu, oamenii sunt nebuni, dar acolo nici măcar nu pot să compar cu cei acolo. Și ce pot să zic, că Creta, chiar dacă are anumite lucruri, plaje foarte faine, nu n-aș mai merge, cel puțin nu în viitor apropiat. Însă mai e și avantajul, că se spune că pentru clujeni, avantajul de a sta în Cluj e că oriunde merge, pare decent. Dar nu e, mie mi-a plăcut în Creta. Într-adevăr, cu traficul e o problemă. Se circulă destul de nevoios. Adică au o autostradă care traversează toată insula. Dar mă rog, e semi, un fel de autostradă. Păi autostradă pe insulă? Ce? Păi autostradă pe insulă? Da. Autostradă, repet, bulgărească. Adică nu e de aia. Am înțeles. E, îți faci treaba. Dar toată lumea e pe autostrada aia, știi? Și atunci se creează ambuteiaj. E destul de neplăcut uneori. Să trăiți. În legătură cu subiectul dumneavoastră. Da. În România nu zicem că nu este frumos, am mers 20 de ani în România, chiar ultimii 5 undeva la Neptun, la un resort. S-a schimbat zona aia, nu? Neptun Olimp, da, că da, într-o da, vreme da, era da. Vai de steaua ei, dar acum s-a schimbat, da, e da, mai da, bine. Dar au început, tipic românesc, au început să fie foarte mult pe... făcut bani, să zicem așa, o fabrică de bani. Adică locul unde am fost 5 ani la rând, pentru un concediu în care am fost acum 2 săptămâni, mi-au cerut 6.000 de lei. Iar la vecinii noștri bulgari, la aceleași condiții, 400 de ori, inclusiv plajă, șezlonguri, etc., etc., am plătit 3.500 de lei. Deci s-a ales Bulgaria. Da. De data. Dacă îmi permiți, sunt... pot fi date 2 explicații pentru situația asta. De ce este atât de scump litoralul românesc? Una este o cauză obiectivă. Sezonul la noi durează numai 2 luni. Oamenii și la Bulgaria cât crezi că durează? Asta este prima cauză. Deci, pentru faptul că sunt numai 2 luni efectiv de sezon, atunci oamenii respectivi care investesc acolo încearcă să-și recupereze cât mai mult din investiție, că nu se duce nimeni în octombrie-noiembrie la mare, că nu au ce face. Se duc în câteva hoteluri în care există încălzire, există spa și așa mai departe. Încă nu, adică nu avem o bază, o infrastructură turistică în zona respectivă care să permită și turism în afara sezonului. Și doi, așa, care este o cauză subiectivă, este, se cheamă voucherul de vacanță, dat de guvernul adevărat român, ceea ce înseamnă că este, sunt foarte mulți bani care se cheltuiesc, bani primiți practic gratis de angajați, care se duc și cheltuiesc acolo. Ori dacă zona este invadată de bani, este inundată cu bani, evident că prețurile cresc. Bună dimineața, Dan! Bună dimineața, salut! Salut. Am fost din Cluj, sunt. Am fost și noi în Creta și ne-a plăcut tare. Am fost pe cea mai frumoasă plajă din câte am fost eu vreodată, Elafonisi, cea cu nisip roz, extraordinară. Da. E chiar roz sau vrăjeală? Da, este, este. Da. Mă rog, are niște nuanțe așa. O să-mi caut o poză și o să... alge, nu știu... Nu, crustacee sunt, sunt... Da. Carapace pisate. Așa, da. Dar, adică ai fost în partea de nord a Cretei, spre, de la Hania în sus, încolo, nu? Am stat în, aproape de Heraklion, dar am închiriat mașina. Ah, ok. Deci am zburat și acolo am închiriat mașina. Nu știu, 10 zile cât am stat, am închiriat mașina și am mers cu mașina peste tot. Am zis, cât a costat mașina?
Vai, nu mai știu. Are o problemă că a închiriat el mașină și acum a venit. Și micul dejun de miercuri, cât a costat? Ne bate-ne ai cu banii. Da, e bine, mă bucur pentru tine. Și la Luca e la fel. Mulțumim frumos. Da, mai știu de... Nu l-am întrebat, ce? Pentru că eu când am fost în Grecia, în Creta, nici nu mai știu, acum 2 ani. E foarte... Ajunsese vreo 80 de euro pe zi mașina. Da. Față de acum 4 ani, 5, când a fost 40 de euro pe zi. Și acum 8 ani era 20 de euro. Iar anul ăsta unde... Cu 20 de ani s-o dădea gratis. Anul ăsta de la Atena a ajuns mașina 100 de euro pe zi și vorbim de o mașină mică. Aha. Adică nu de mașină de familie, de o mașină... Asta să-ți fie învățătură de minte, că mică. Nu pleci cu mașina ta. Ne-a sunat Georgiana, bună dimineața. Bună, bună Georgiana. Bună dimineața! Dacă ai ceva închirieri de mașini, să-i spui lui Luca, el pare foarte interesat. Altfel, zine de turism, unde ai fost și ți-a plăcut? Eu am fost în Italia, în Toscana, acum o săptămână m-am întors, da, stau 10 zile. Aha. Ce a fost legat de închiriere de mașini, am închiriat de la Centauro cu 30 de euro pe zi. Da. 6 zile, a fost minunat, au niște servicii extraordinare. Da, da, și eu iar recomand. Legat de Italia... Ce să zic, prețurile față de anul trecut, că am fost tot în Italia pe coasta Amalfi, totul este cu 30% mai scump, inclusiv da. Începând de la ratele de tren, mâncarea și ce nu îmi place în Italia, e taxa aceea de coperto, care îți încarcă nota de plată la fiecare masă cu minim 10 euro. Mâncarea este la fel de scumpă ca și la noi, la restaurant, da, sau dar la nu mai noi dai bacșiș. La fel de scumpă ca este în Italia. E bacșiș obligatoriu. Asta e. La noi, da, acolo nu este bacșiș obligatoriu. Păi nu, coperto e bacșiș, asta zice Vlad. Coperto e bacșiș obligatoriu, asta este de fapt. Ei nu-l percep ca pe un bacșiș, acolo se percepe ca o taxă pentru că te-ai așezat la masă și îți pun ei fața de masă. E același lucru practic. Îți mulțumim, Georgiana. Practic, așa o maschează. E bacșișul pe care îl dai și... Claudiu, bună dimineața. Pun pe notă că mulți turiști... Bună dimineața, bună dimineața, Europa FM, bună dimineața, România. Sunt Claudiu din UK. Eu am făcut un concediu mai inedit. La vârsta de 54 de ani am hotărât să plec pe bicicletă din Rochester, UK, până în România, Râmnicu Vâlcea. Bravo! Anul, dar, voi, săracul de tine! La Deva m-am oprit din cauza căldurii. De ce? Din cauza căldurii. Da, a fost prea cald. Era o trecere de pietoni. Da, am mers doar pe 38-39 de grade și a fost... Câte zile ai făcut? Câte zile ai făcut? 22 de zile, și 2189 de kilometri. Și unde ai dormit? Ai ales hoteluri sau ești cu un cort? Sau... Nu uitați, pe această cale vreau să le mulțumesc celor de la Voluntari în Europa. Am vorbit cu ei și mi-am asigurat cazării pe tot parcursul traseului, cazări la români care lucrează prin străinătate. Dar media de kilometri cât? 100 de kilometri pe zi? Asta e media? Am înțeles. Da, depinde de trasă. A fost o zi cea mai lungă, când a mers cel mai mult, a mers 173 de kilometri. Bine, a fost pe Olanda și Germania. Și era la vale. Nu sunt un sportiv de performanță, dar am vrut să-mi testez limitele. A fost foarte frumos, peisaje frumoase. Și ai văzut ceva sau ai mers numai cu lacrimi în ochi așa și... Nu, am văzut multe. Am făcut și în scop caritabil pentru Fundația Dăruiește Viață. Ai strâns bani? Ai strâns bani pentru asta? Cât ai strâns? Cât te donă? 5700 de lei. Felicitări. Bine, targetul a fost... Mulțumesc. Targetul a fost undeva mai sus, dar n-am e bine. Orice ajutor e binevenit. Da. Ia uite, domnule. Mulțumim, Claudiu. Excepțional. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.